Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune în Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou împreună în studioul Capital TV, televiziune pe bune, bineînțeles pentru noastră. Astăzi îl avem invitat în cadrul emisiunii de promovare electorală pe domnul Irimie Mihai Gabriel, candidat PNL pentru funcția de primar al comunei Șoimoș. Bună ziua, domnule Irimie, bun venit în platoul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră, telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur că m-ați invitat și vin cu drag la dumneavoastră în emisiune. Este o emisiune cât de cât lejeră față de fotoliile cu Ghimpi obișnuite, pentru că aceasta este o emisiune de promovare electorală. Este spațiul alocat dumneavoastră, în care aș vrea să discutăm și cu siguranță noastră vreți mai mult decât mine despre ceea ce propuneți locuitorilor comunei Șoimoș pentru următorii 4 ani. Tema emisiunii este, din câte am văzut eu pe titrare, ca să spun așa, candidatul PNL Irimie Mihai Gabriel dezvoltă Șoimoșul în continuare. Așa este. E o temă foarte bună. Așa. Mă bucur că ați ales-o. Chiar noi dezvoltăm Comuna Șoimoș. Echipa PNL din 2016 a accesat foarte multe proiecte europene, proiecte guvernamentale. Ne ocupăm să dezvoltăm cât mai rapid și să aducem locuitorii la un standard de viață ridicat, pentru că, până la urmă, dacă ai condiții într-o comună, condiții bune de viață, automat comuna prinde viață și se dezvoltă. Am început prin accesare de programe europene și guvernamentale pentru introducerea canalizării apei, refacerile de infrastructură rutieră. Din păcate, le-am început un pic cam târziu, lucrările efectiv, pentru că au durat foarte mult avizele. Referitor la campania electorală, noi campania electorală o facem de 8 ani de zile. Ca să ne înțelegem, nu facem campanie electorală în ultima lună și să venim cu proiecte doar în ultima lună. Adică faceți campanie electorală de 8 ani de zile? Păi în fiecare zi este, eu pot numi campanie electorală, pentru că în fiecare zi tot ceea ce facem pentru comună este o imagine pozitivă adusă nouă a echipei liberale. Adică tot ceea ce facem se contabilizează undeva. Cetățenii, eu cred că văd, de 8 ani de zile de când am preluat conducerea primăriei comunei Șoimoș, printr-un vot de încredere atunci dat Partidul România Mare, că atunci era USL-ul pe val și nu m-a acceptat niciun partid. Avea fiecare candidații lui, nu? Fiecare candidații lui și nu m-a acceptat să candidez din altă parte și am ales, pentru că mi-am dorit dezvoltarea așa atunci în 2012, ceea ce îmi doresc și acum, să finalizez ceea ce am început și să continui alte proiecte, o să discutăm de ele în emisiune. Atunci am candidat din partea Partidului România Mare. Am fost primar 3 ani din partea Partidului România Mare, după care am trecut la Partidul Național Liberal și de atunci sunt la Partidul Național Liberal. Aceeași echipă care a fost la Partidul România Mare a venit cu mine. Aceiași oameni suntem și acum. Am schimbat pe listele de consilieri anumiți consilieri locali, nu datorită faptului că am vrut eu, datorită faptului că lucrurile am dorit să înnoim un pic echipa Partidului Național Liberal, am adus și femei în cadrul Consiliului Local Șoimoș. Ne dorim să avem din toate categoriile de vârstă, și tineri, și mai în vârstă, și femei, din toate categoriile să fie în Consiliul Local, pentru că ne interesează să aducem un aport, să fie un aport din partea fiecărui cetățean, și din fiecare categorie de vârstă. Pentru că e important pentru noi să vină cu idei de la fiecare. Noi le luăm, le punem în aplicare și cred că lucrul ăsta se vede. Referitor la dezvoltarea comunei Șoimoș... Nu știu dacă se vede, că zic unii contracandidați de dumneavoastră că nu se prea vede nimic în comună. Păi, știți cum este, cine are ochi vede, cine are nu vede. Din punctul meu de vedere, și cred că toți locuitorii care vor să vadă, văd. Este un nucleu sau un bazin electoral al Partidului Social Democrat, care este în comună, a fost 18 ani, a condus comuna Șoimoș, care
Și dacă punem în mătură să candidezi din partea Partidului Social Democrat, o votează. Pentru că este un nucleu... Să voteze în mătură. Votează, că este un nucleu, cum să zic, foarte bine structurat, foarte bine pus la punct. Din păcate, orice aș face, tot ar găsi o motivație. Dacă fac, există varianta să nu fac bine, dacă nu fac, există varianta să nu fac. Că nu fac. Că vreau să se înțeleg foarte bine lucrul ăsta, ca să nu fie loc de interpretări. Da. Adică actualul candidat al PSD-ului e o mătură? Că n-am înțeles foarte să nu bine. Luăm, să nu luăm care așa, eu nu vreau să jignesc pe candidatul. Da, tocmai de asta v-am și întrebat. Nu, ideea este că este un nucleu, un bazin electoral care orice ar face și indiferent de la ce partid ar fi, ei votează trei trandafiri. Asta e sub orice forma asta, așa merg la vot, indiferent cine e și cum candidează. Bine, oamenii sunt social-democrați până în măduva spinării. Până în măduva oaselor. Și atunci nu vreau să... Acei oameni care ați văzut că apar acum și își fac filmulețe, poate că dacă ați deschis subiectul, campania electorală a început, din punctul meu de vedere, ok, la Șoimuș, fără niciun fel de probleme, fără, din punctul nostru de vedere, fără niciun fel de jigniri, din punctul lor de vedere, văd că încep cu conturi false, cu mizerii, cu... A, și la noastră e mult de asta. Da, îmi pare rău că, cum să zic, merg pe campania asta mizerabilă, pun tot felul de filmulețe, cu mine, cu casa părinților, cu filmulețe, nu mă afectează. Ce are deloc casa părinților în povestea asta? Păi ei au o idee... Trebuie să vadă lumea un loc în care ați fost în Pampers sau cum, că nu înțeleg. Da, că în 8 ani de zile câte am făcut eu și câte fac și pentru mine și până la urmă eu sunt un om gospodar și normal ca firma pe care o am să o dezvolt, ar trebui să... Dorați averea bisericii, ce ar trebui să faceți? Nu știu ce credei că ar trebui să fac un primar, până la urmă eu fac pentru comună tot ceea ce se poate face și cred că față de alte comune de pe lângă mine se vede lucrul ăsta. De asta suntem apreciați ca și comună și foarte mulți locuitori din comunele vecine ne apreciază pentru că ne dezvoltăm continuu. Și au o problemă că eu mă dezvolt și personal. Până la urmă firma mea trebuie să funcționeze, firma mea trebuie să meargă, nu pot să închid firma și să rămân în faza de a trăi din salariul de primar. Până la urmă vreau să se ocupă soția și partea asta trebuie să se dezvolte. Eu nu pot să zic, nu mai construiești nimic, nu mai faci nimic, nu mai accesezi niciun proiect european pentru că sunt primar și lumea trebuie să ne vadă că trăim amândoi de pe zi pe alta sau, nu știu, lucrurile eu cred că trebuie să meargă într-o altă direcție. Adică dacă noi ne dezvoltăm comunitatea, asta e cel mai important. Și eu cred că fac tot ceea ce pot să dezvolt comunitatea. Dar ce insinuează contra candidații? Că ați furat? Da, cam fum. Bine, asta este lozinca de când a început campania. Irimie fură, Irimie fraudează, Irimie din 2012 aceeași lozincă, de când am ajuns primar, în 6 luni de zile o să mă ridice DNA-ul. Mizerii deci de genul ăsta. Deci din 2012 tot așa. Din 6 în 6 luni trebuie să vă ridice de noi. Da, da, din 6 în 6 luni la fiecare alegeri, orică-s parlamentare, orică-s prezidențiale, orică-s locale, Irimie are probleme, nu-l mai votați că peste 6 luni de zile oricum îl arestează. Deci lucrurile astea eu cred că locuitorii din comuna Șoimuș s-au săturat de ele. Cred că locuitorii din comuna Șoimuș văd realizările noastre a echipei liberale și îi rog din suflet să voteze nu doar primarul pe Irimie Mihai Gabriel, să voteze și echipa liberală, pentru că dacă nu am un consiliu stabil, lucrurile încep să scârție în consiliul local și spun de ce încep să scârție. La fiecare hotărâre de consiliu care trebuie să avem majoritate, este posibil, dacă nu avem majoritate, să negociem cu celelalte partide pentru fiecare hotărâre de consiliu. Și la negocierile respective se negociază anumite lucruri, care eu nu vreau să le negociez cu ei. Ce se negociază? Adică anumite lucruri care ei și le doresc, să ne încurce, să stăm, să nu facem contractele, să nu semnăm contractele la timp, să nu depunem proiectele la timp. S-a văzut timp de 8 ani de zile de când sunt primar că consilierii locali, o parte din consilierii locali PSD care sunt și astăzi pe listele lor și o parte din consilierii ALDE care astăzi au făcut o alianță la Șoimuș, au votat împotrivă la toate ședințele de consiliu. Adică ei nu și-au dorit dezvoltarea comunității, din contră tot ceea ce... La ce proiecte au votat împotrivă? La toate.
Adică și la canalizare, și, și la canalizare, apă, și, la... și la apă, și la hotărâri de Consiliu pentru indicatorii tehnico-economici, și la buget, și la tot. Pentru că ei nu-și doresc dezvoltarea comunității, ei își doresc să scape de irimie. Ăsta e țelul celorlalte partide. Chiar un consilier într-o ședință de Consiliu s-a ridicat acolo și ne-a spus în felul următor: măi, noi nu scăpăm de tine de aici numai dacă stai în capul. Deci au ajuns și în faza asta. Stai, da, că e prea mult. Vă spun și sunt martor ceilalți consilieri, adică atitudinea lor este... Bine, că n-a vrut să zică ceea ce se înțelege. Nu. O fi fost o formă mai literară. O formă, da, exact. Dar ideea este că... Capul lui Irimie. Capul lui Irimie vrem, exact. Bun, eu nu asta, nu vreau să transformăm emisiunea asta într-o emisiune în care să discut de contracandidații mei. Oricum, am văzut că nu au niciun fel de proiect. Proiectele lor de, cu care ei ies astăzi în campanie electorală sunt niște proiecte care n-au nicio rezolvare. Am văzut că vreau să facă un centru smurd la Șoimuș, ceea ce nu se poate. Centru. Ceea ce nu se poate face, pentru că în cicul de la autostradă se va face smurd. Pe lângă asta suntem la 5 km de Deva. Noi am cerut o avizare de centru smurd automat. Ne-au spus că suntem prinși în rază de acțiunea Devei și că nu mai pot să finanțeze încă un centru în apropierea Devei. Am văzut iar o chestie, parcare la Târgu Auto de la Șoimuș. Târgu Auto de la Șoimuș are o parcare care este 3 lei, nu e 6 lei. Contracandidatul meu spunea că 6 lei vrea să pună parcarea la 5-6 lei intrarea la piață, la parcare, și că în 2 ani de zile scoate investiția și este parcare la târg, e 3 lei intrarea și nici parcarea și nici acum, nici aia nu intră lumea în ea. Mai spunea că vrea să pună în valoare campingul de la Șoimuș. Vreau să-l anunț că campingul de la Șoimuș este într-o procedură de executare la Dicot Alba Iulia pentru o fraudă de 3 milioane de euro, din câte știm noi, și nu cred că Primăria Comunei Șoimuș își permite să acopere această fraudă ca să preia campingul de la Șoimuș. Dacă era o valoare mai mică, să nu-și facă probleme, că era de mult pus în valoare. Am văzut iar o chestie cu Asociația Agricolă. Păi, măcar dacă tot vrea să spună că are câteva proiecte, să spună ceea ce vin idei de la el. Noi, Asociația Agricolă, noi nu... Mie mi se pare un pic cam mult. Eu nu vreau să iau terenurile lui nimeni. Stai un pic. Spunea că vrea tot... Domnul candidat. Da. Vrea Asociația Agricolă să facă cum să ia terenurile? Un fel de CAP-ul. Să adune toate terenurile într-un loc și după care să le valorifice fiecare președintele asociației, cum... Ei, eu nu vreau așa ceva, adică dacă vrem să facem ceva, trebuie să facem o asociație sau o asociație non-profit care să centralizeze toate produsele pe care le au cetățenii din comună și să le valorifice ca să le creăm o piață de desfacere. De fapt, pe mine nu mă interesează cum lucrează omul, dacă pot să-l ajut prin asociație să-și cumpere motorina mai ieftină sau semințele mai ieftine sau automat suntem deschiși. Și pe această cale vreau să spun că în programul nostru există așa ceva. Probabil mai am și eu spion care spun de... Aveți spion? Păi vă dați seama că și la mine în echipă mai este câte unul care să vinde pe o pungă de galbeni. Deci dai dumneavoastră atunci? Nu din echipa de consilier, din echipa mare. Că mai eu discut proiectele care urmează să le facem, eu n-am nimic de ascuns. Vorbesc cu toți care sunt în echipa mea, în biroul local. Așa. Și în... Dar mă gândesc că și de la ei se mai vinde câte punct. Acum nu știu dacă se vând sau nu se vând, dar eu n-am interese să am acolo oameni, pentru că noi avem niște puncte foarte clare și suntem o echipă serioasă. Nu mă interesează ce fac ei, dar... Sunt câteva puncte care am vrut să le discut datorită faptului că nu sunt realizabile. Ați terminat ideea, că de la noastră din echipă mai zice câte unul, mai trece, mai duce câte ceva în partea cealaltă. Da, normal. Și partea asta cu Asociația Agricolă, noi am început o astfel de acțiune în 2013. Din păcate, agricultorii atunci nu au fost foarte receptivi. La noi, în România, este o problemă cine e șeful, cine conduce. N-au înțeles că conduc ei, pentru că asociația asta are o adunare generală, care prin adunare generală se iau decizii și președintele îl aleg ei dintre,
dintre membrii asociației. Ei își aleg președintele și de acolo încolo funcționează foarte bine. Dacă noi dădeam drumul în 2013, când am vrut să facem această asociație și agricultorii erau hotărâți, lucrurile, eu zic, că aveau o altă forță acum, adică puteam să accesăm de atunci și proiecte europene pe asociație, puteam și să o dezvoltăm, deja aveam o piață de desfacere făcută. Știți cum e? Odată ce îi dai drumul, merge. Noi avem și statutul făcut, asociația este înscrisă, are nume în momentul de față, deci putem deci să dăm... există o astfel de asociație. Există o astfel de asociație. Acum, ca să vă spun despre ce e vorba, am avut o discuție, problema a fost în felul următor. N-am avut omul care să vrea să se implice foarte tare acolo. Pe lângă că agricultorii când s-au pus la masă au zis cine conduce, după care le-am spus că și aleg unul dintre ei, le-a fost frică și atunci că domnul Iovan le ia pe terenurile un domn consilier de la Bălata care lucrează mai multe terenuri în arendă, le-a fost frică că le ia terenurile când l-au văzut la masă acolo și au început să vocifereze ce vine Iovan să se bage în asociație și să... În fine. Și fiecare și-a cumpărat semințele din altă parte, că noi am vrut prin asociație să cumpărăm și semințele, pentru că e vorba de 1800 de hectare care puteau fi lucrate în același fel printr-o asociație. Puteam să cumpărăm semințele la prețul redus pentru că cumpăram pentru 1800 de hectare, nu cumpăram pentru 3 hectare, pentru 5 hectare, adică puteam purta o negociere. Puteam să luăm motorina la alt preț datorită faptului că prin asociație puteam să luăm subvenția de la stat, plus TVA-ul puteam să-l decontăm prin asociație și motorina ieșea foarte ieftină. Am găsit tot felul de soluții. Treaba a fost acolo că nu le-a convenit conducerea. Astăzi am avut o discuție cu domnul doctor veterinar de la noi din comună, nou doctor veterinar, și este dispus să se implice în această asociație. Și să o conducă sau? Să o conducă, să o administreze, să fie aproape de oameni, să discute cu fiecare cetățean, să se ocupe mai în forță de asociația agricolă. Păi și știe medicul veterinar cum se pune... Nu trebuie să știe medicul veterinar cum să pune sămânța, pentru că acolo o să facem contract cu Facultatea de Agronomie din București, am și purtat discuții unde o să trimitem probe de sol pe fiecare sol în parte, ce se pretează să se pună în pământ, adică lucrăm profesional și încercăm să le dăm indicații celor care pun în pământ să pună corect. Deci nu trebuie să se ocupe. Important e ca să fie cineva și să aibă intenția de a se ocupa de o asociație. Pentru că la fel cum avem asociația pensionarilor, unde este un președinte, la fel cum avem asociația familiilor, unde este un președinte, asociația ansamblu folcloric și o grămadă de asociații acolo. Da. Adică care îi sprijinim de la bugetul local să se dezvolte, asociația de fotbal. Deci toate lucrurile astea trebuie să fie cineva care să aibă dăruire și să vrea să facă. Ei, acolo, la asociația agricolă, e o problemă. Toată lumea când aude de asociații și le dau dreptate și eu nu vreau să fac asta, ceea ce am auzit la contracandidații mei care vrea să pună tot terenul la un loc, ceea ce mie mi se pare aberant să iei terenul oamenilor, să-l pui tu la un loc și să lucrezi cum vrei tu și nu fără... Nu poți să le iei dacă omul nu-i de acord. Exact. Adică nu asta, nu cred că asta este asociația agricolă, ăla se zice CAP-ul. Noi facem asociație. Asociația agricolă, am văzut în Germania, am fost și am văzut-o cu ochii mei, acolo ei de fapt ce fac? Tot ce înseamnă asociațiile, eu am văzut o asociație agricolă de zootehnie, unde toate animalele erau centralizate, inclusiv fătările, inclusiv cantitățile de lapte care le dă fiecare animal, erau centralizate într-un sistem și automat când era un producător de produse lactate, în momentul respectiv vorbea cu asociația ce cantitate de lapte pot să-mi adun. El spunea, deci știa de la fiecare animal aproximativ ce cantitate de lapte și spunea zilnic pot să-ți dau 50 de tone sau 100 de tone. Bun, sau dar în comuna dumneavoastră chiar atât de mulți agricultori sau tehniști sunt? Nu sunt foarte mulți, dar problema este că sunt câteva sate care au nevoie de sprijinul ăsta și eu m-am gândit să ne îndreptăm și în direcția asta. Nu vreau să ocup toată emisiunea, dar am vrut doar să spun câteva lucruri legate de proiectele celor contracandidaților mei, care mie mi se pare nu sunt proiecte, nu că nu sunt proiecte de viitor, din contră, și nu au nicio
idee legată de partea de dezvoltare a unei comunități. Proiectele noastre importante, ca să discutăm și de noi, este finalizarea canalizării și a rețelei de apă până anul viitor. Conform contractului de finanțare, noi până anul viitor, în luna decembrie, trebuie să finalizăm aceste lucrări. Auzeam tot așa contracandidatul meu care spunea, domnule, noi dacă veni la putere, noi finalizăm până anul viitor. Păi așa este în contract. Nu vreau să prostească lumea, să înțeleagă lumea că noi până anul viitor, așa avem contracte de finanțare, trebuie să finalizăm lucrările. Anul ăsta vom finaliza Bălata și Boholtul, canalizarea 100% până în decembrie și anul viitor ne vom mobiliza pe celelalte 4 sate tot anul până la final. Bun, dar că și ele ați făcut prost, că le-ați făcut cu nu știu ce, societatea, da, primărie. Este da, acum, da, asta iară... E bine, se lasă pământul, se ridică țeava. Da, acum... Două iese benzina din conductă. Așa este. Acum două săptămâni spuneau de societatea Consiliul Local că ar trebui închisă, că nu are specialiști, că trebuie dacă trebuia scoase lucrările la licitație și nu să le dăm la niște oameni care nu știu ce trebuie să facă și acum o săptămână sau chiar săptămâna asta am văzut o altă, că am văzut că acum se fac live-urile astea pe Facebook mai nou, sunt... Cine le face? Contracandidații, cred că... Cine îi reclamați, domnule, la birou electoral? Cine că nu au voie să facă în regie proprie. Se numește producție... Ei se ocupă de reclamație, ei se ocupă de reclamație. Se numește producție video, ghidul materialelor de propagandă electorală spune clar... Auziți, eu niciodată de când sunt primar n-am făcut reclamații, nu o să le fac niciodată, ideea care este... Păi, dar au făcut și alții dumneavoastră. Lasă să facă, asta este rolul lor. Eu cred că oamenii buni adună bunătate, lângă oamenii răi nu o să adune niciodată nimic. Și din contră... o să vadă că tot ceea ce fac ei, reclamații și circul care fac, e negativ pentru ei, dar asta se va vedea în 27 septembrie. Am și eu o curiozitate, că nu știu dacă știu bine acum. Oare contracandidatul ăsta al noastră nu e cel care a dus în cap, vorba vine, centrul de afaceri de la Simeria, nu? Nu e aceeași persoană? Ba da, e aceeași persoană. Acum nu știu dacă a condus un centru cap, de un incubator de... economic care spune că a făcut, nu știu, câte firme, am făcut eu un calcul odată că... Ce a făcut nu știu câte firme, domnule, că nu-i conform cu ceea ce... Deci, din câte știu eu, trebuie să dai niște bani înapoi. Deci, el după părerea mea, am văzut că a făcut, după calcule care le-am făcut, undeva la 2,5 firme pe an. Nu știu pentru ce și-a luat salariul, că două firme jumate pe an să... După calcule care le-am făcut, nu mai știu exact, 50 de firme în 4 ani sau în 2 ani sau în 3 ani sau 20 de firme niște... sau... Trebuia să facă 200 de firme, din câte știu eu, să le dea drumul în piață, după care să producă, să aducă alte firme care să le formeze și iară să le dea drumul în piață. Dar nu știu dacă s-a realizat. Deci chiar nu vreau să discut, că nu știu problema deci asta și nu mai... El este, da, același om care acum l-au mutat la Consiliul Județean, nu știu pe ce funcție, în fine. Cum, de acolo la Consiliul Județean? Păi la Simeria am înțeles că s-a predat parcul către... Da. Și omul trebuia să aibă un loc de muncă. Păi și când a dat concursul, a fost singur pe post și a luat nota 7 sau așa cea. Adică... Mare notă. Da, să fii și singur și nu cred că în județul Nedoara nu mai vrea nimeni să fie șef serviciu sau ce a fost el la parcul. Da. A fost singur pe post, interesant. Da. Eu l-am... Lăsați că și a fost și la administratorul Consiliului Județean. Da. E tipic. Da. În fine, așa se face. Vedem după alegeri dacă își face treaba și continuăm să vedem ceea ce a făcut. În momentul de față nu poți nici măcar să pui întrebări la Consiliul Județean. De ce nu poți? Că nu se poate. Se sperăm că după 27 nu o să mai fie atâtea uși închise. Conform 544 și vi se va răspunde. De ce? Vreți să întrebați și vă spuneți că îi întreb eu cu direct. Ei, lăsați, că nu ăsta e subiectul care... Eu vreau să discutăm despre Comuna Șuimoș. Că nu merge candidatul la serviciu? Am auzit și eu povestea asta, că nu se prea prezintă. Candidatul nu merge la serviciu, asta e o problemă. Acum, în campanie electorală, el e plătit din bani publici și... O fi în concediu. O, este în concediu, vă spun eu că m-am interesat și nu este în concediu. Este plătit și el stă toată ziua și face campanie electorală. Pe lângă asta, nu numai el, și
Și cel de pe locul 2, de la ALDE, e la fel, este administrator public la drumurile județene și el toată ziua este în campanie electorală și nu numai acum. Foarte multă lume mă sună și îmi spune, îmi spuneau și înainte de a fi în campanie electorală, păi zice, Cristi ăsta unde lucrează? Cristi îl cheamă. Unde lucră? Zice că el toată ziua e la bere, la povești, la... La ce campanie electorală se face la bere și la povești? Păi nu numai în campanie, și înainte. Când era administrator public și este, că e administrator public din 2017, parcă, așa. Și de 3 ani de zile, el merge la lucru numai ocazional sau când trebuie. În rest... De unde știți lucrul ăsta? Aveți o dovadă? Păi cum, dacă e acasă, se vede toată ziua că e acasă. E vizibil, na. Astea sunt lucruri care cineva vreodată o să le verifice și probabil le vor și verifica, dacă vor. Dacă nu, eu plângeri nu o să le fac. Oamenii le văd, eu cred că cel mai bun lucru care se va întâmpla și care oamenii vreau să-l puncteze va fi la alegeri. Acolo e drept omului cabina de vot să voteze cu cine crede el că e corect și că face treabă pentru Comuna Șoimuș sau care au fost numiți politic și au luat salarii pe nedrept fără să muncească nimic pentru banii aia. Păi da, și pe urmă se face liniște iar 3 ani de zile și în al patrulea încep să apară și tot așa. S-a făcut liniște și din iulie până în august. Da, acum liniște. După ce s-au amânat alegerile, n-au mai contracandidații au dispărut. După care, în august, când s-au apropiat iar alegerile, dintr-o dată au apărut iară cu mizerii. Din iulie până în august n-au mai zis nimic. Interesant că de s-a prind doar în campanie electorală, iau foc și după campanie electorală dispar. Bun, dar asta seamănă cu focul ăla de paie, știi? Care se prind... un foc de paie, corect. Vă rog. Bun, eu vreau să discutăm de, m-ați întrebat de Societatea Consiliului Local. Societatea Consiliului Local am înființat-o în 2012, am dat drumul la lucrări, tot ceea ce am avut lucrări de întreținere zone verzi, întrețineri de drumuri, de zăpeziri, le-am făcut în regie proprie ca să nu mai cheltuim bani. Adică am lăsat banii din comună să rămână în Comuna Șoimuș. Pe lângă asta, nu am angajat, cum zice domnul contracandidat al meu sau domnii, că toți au același CD-ul, cred că se întâlnesc și discută același lucru. Nu am angajat în masă oameni, am angajat în funcție de cum am avut nevoie. Dacă avem nevoie, angajăm mai mulți, după care disponibilizăm, după care iar angajăm în funcție de cum avem nevoie, pentru că oamenii știu că noi îi angajăm pe termen limitat, atât timp cât avem lucrările. Există variantă să avem lucrări o perioadă mai mult, există variantă să avem mai puține. În momentul când am avut ocazia și am semnat contractul și ne-a permis legea, pe articolul 31 tot îi spun să citească legea achizițiilor publice, la contracandidații, le spun, ca să nu mai zic că îi spun, le spun. Așa. Și ne-a permis legea să încredințez direct această lucrare, m-am gândit să încredințăm această lucrare și să luăm specialiști din altă parte, care să îi angajăm la Societatea Consiliului Local și forța de muncă să fie din comună. În momentul acela am luat decizia asta, am angajat oameni și nu sunt 80, săracul nici nu știe, vorbește fără să cunoască, sunt 40 de angajați, în fine, probabil Doamne ajută să ajungem la 80, important este că creștem locurile de muncă în Comuna Șoimuș și ne dorim ca banii să rămână în comunitate. Ăsta este scopul pe care eu îl... Asta îmi doresc. Da, stați un pic să vă mai întreb eu ceva. Da. Că am auzit și pe asta. Ați primit un certificat de primar de încredere. Ce este? Da, am primit de la o agenție de la București, acreditată, un certificat de primar de încredere care ne-am făcut un contract și a făcut și un sondaj pe comună, inclusiv pe funcționarii publici, pe funcționarii pe consilier, pe fiecare sat în parte, procentele, ne-au făcut și calculația și suntem la nivel de țară, suntem undeva la 40 de primari care suntem cotați peste 65%. Și asta înseamnă primar de încredere? Așa ne-au dat diplomele respective. Nu doar mie, suntem 40 de primari. Cu ministrul fondurilor europene ce ați discutat ieri? Cu ministrul fondurilor europene am avut discuții legate de contractul de drumuri care urmează să-l semnăm de 17 milioane de lei. Am avut discuțiile... Când urmează să-l semnați? Luna următoare. Adică după alegeri? După alegeri, da. Probabil discuțiile sunt că luna următoare. Dacă cumva se întâmplă să fie redactat mai repede, îl vom semna mai repede. Așa. Contractele de gaz, finanțările pentru gaz,
cum trebuie să facem asocierile, cu cine, punctajele care sunt necesare ca să putem depune proiectele în 17, săptămâna viitoare. Adică am punctat exact ceea ce ne interesează în momentul de față. Sunt câteva proiecte care noi vrem să le depunem, să ne pregătim pentru următorii 4 ani cu lucrări de dezvoltare. În contractul de drumuri care îl vom semna este prins, sunt prinse toate drumurile comunale și străzile din comuna Șoimuș. Toate, vă spun, deci nu va mai rămâne nicio bucată de piatră, tot va fi asfaltat ce este în domeniul public. Da, ați început deja asfaltările acolo. Acolo este alt proiect. Ceea ce ați văzut pe pagina mea de Facebook sunt proiecte în derulare. Eu vorbesc de proiecte care le semnăm și le vom face ulterior, în mandatul viitor. Ce v-ați propus pentru mandatul viitor? Mandatul viitor. Și care deja se înțeleg că o parte din ele sunt discutate pe la ministere, pe unde trebuie. Sunt depuse toate documentele, doar trebuie să semnăm contract de finanțare și vom semna luna următoare, mi s-a promis de către domnul ministru că îl vom semna luna următoare, sau dacă cumva se redactează mai repede și prinde mai repede, putem să-l semnăm și mai repede. Eu i-am cerut sincer ca și orice candidat care se luptă pentru comuna lui și este și campanie electorală, trebuie să recunoaștem, am cerut să-l semnăm până la alegeri. Ne-a spus că nu este posibil pentru că mai sunt multe de redactat contracte și nu vrea să-mi promită ceea ce nu poate și luna următoare vom semna 100%. Bun. Ca să discutăm de lucrările astea de canalizare și de apă, sunt câteva lucruri care poate m-aș fi dorit să nu le fi început acum, să n-am bâlciul ăsta în campanie electorală. Mi-aș fi dorit să le încep mai repede un pic. Legat de canalizări, de lucrare de canalizare și de apă, mi-aș fi dorit să o încep acum 2 ani. Că era foarte bine acum să o fi finalizat. Din păcate, nu totul depinde de noi. Din păcate, avizele au venit foarte târziu. Am stat pentru avizul de la CFR și cred că am mai spus la dumneavoastră în emisiune, am stat 1 an și 4 luni. Autorizația de construcție de la Consiliul Județean a venit foarte târziu. Partea de drumuri, ceea ce m-ați întrebat mai devreme, avizarea achiziției pentru proiectul de drumuri, aproape 2 ani de zile am stat pentru avizarea achiziției. Deci nu sunt lucruri care depind de noi. Din păcate, noi facem adrese către ei. Nu putem forța instituțiile și, din păcate, nici n-am avut susținerea necesară pentru că am fost de altă culoare politică în momentul când și la orice director sunam, zicea, da, da, o rezolvăm, nu vă faceți probleme, da? Nu se rezolva nimic. Și rămânea doar la asta. Rămânea la faza de rezolva. Până la urmă le-am obținut cu chiu, cu vai, cu intervenții, cu prieteni, cu cunoștințe, că până la urmă așa se fac lucrurile. Am rezolvat și am demarat, anul trecut, am demarat lucrările de apă și canal. Dacă le demaram acum 2 ani, acum eram pe final și nu mai aveau ce să zică, că nu se fac conform, că acum cred că este cea mai reclamată lucrare din... La fel am avut și cu lucrarea de apă, la fel avem și cu lucrarea de canalizare. Cea mai reclamată la ISC lucrare din județul Nedoara. Toată ziua fac sesizări la Inspectoratul de Stat în Construcții. Păi la Bălata este o persoană care e desemnată să facă sesizări și la Boholt este altă persoană care e desemnată să facă sesizări. Păi bun, și când faci o sesizare, s-au confirmat sesizările lor? Adică nu s-au confirmat, au fost în teren, s-au văzut că lucrările sunt conform proiect și li s-a răspuns în termen. Dacă o persoană face o sesizare odată, vine cineva, vede că nu e așa, o mai face o dată, vine cineva, vede că da, nu e așa. Da, instituțiile statului trebuie să deplaseze la fiecare. Nu cred că la fiecare sesizare aceleași persoane care nu se confirmă. Deja sunt la 2-a sesizare pe Bohol și vin. La Bălat au fost 2 sesizări una după alta și au venit la fiecare. De la aceeași persoană? De la aceeași persoană. Trebuie să vină să meargă în teren să vadă dacă e corect ceea ce spun în sesizare sau nu. Și vin. Asta este. Pe lângă asta. Adică este un fel de reclamangiu de profesie sau ce? Nu, pentru că e campanie electorală. Dacă nu era campanie electorală, vă garantez că nu era nicio problemă. Nu? Acum ai mizeria asta până 3 săptămâni, până trece campanie electorală. După ce trece campanie electorală, o să vedeți că nu mai este nicio sesizare, nicio reclamație, nimic. Și în 2016 am fost pe final cu lucrările de apă și toate reclamațiile au venit atunci, 2015-2016. Că trebuia să se apropie alegerile și au zis cumva trebuie să tăi în capul lui Irimie. Știți că tot vorbeam de la începutul emisiunii. Uite, n-au reușit și le mulțumesc oamenilor pentru încredere că în 2016 au votat masiv cu primarul Irimie și nu vreau să-i dezamăgesc și nu cred că i-am dezamăgit
cu lucrările care le-am făcut. Pe lângă apă și canal, nu vreau să rămânem doar la lucrările de apă și canal, am făcut 5 terenuri sintetice în comună. Am făcut un teren mare pe iarbă, deci realizări făcute din bugetul local. Pe lângă asta, capele, în fiecare sat are capelă, mai puțin Căinelul, care este prins anul viitor în finanțare. Case parohiale, podețe, am făcut podețe în sate unde ne-au cerut oamenii să poată să aibă acces. La Fornădie am făcut, la Sulighete 1, la Boholt 3, la Chișcădaga 5, nici nu le mai știu. Și mai sunt acum la Chișcădaga 2 care trebuie să înceapă lucrările. Deci, dar cu grădința cu program prelungit? Grădința cu program prelungit, că și asta era o discuție. Cu deschiderea școlii am luat toate măsurile de protecție pentru deschiderea școlii, inclusiv distanțare socială, inclusiv protecții din plexiglas, inclusiv măștile, le dăm toate măștile, le dă Primăria Comunei Șoimuș, copiii nu trebuie să, sau părinții să-și cheltuie din banii lor achiziționarea de măști. Noi le punem la dispoziție la intrare în școală. Partea de dezinfectanță am cumpărat tot ceea ce e nevoie. Vom dezinfecta curtea școlii în fiecare zi. Avem făcut un program. Autobuzul și autocarul și cele două microbuze vor fi la dispoziția școlii pentru a avea distanțarea în interiorul școlii. Cu grădinița am stabilit, și nu eu, au stabilit cei din conducerea școlii, că vor începe eșalonat, într-o săptămână, două, maxim trei. Pentru că vrem să vedem cum reacționează copiii 1-8 la normele de protecție sanitară, să vedem cum reacționează și automat să ne pregătim pentru cei mici. Pentru că cei mici este foarte greu să-i ții în același loc, să nu-i spui să ia jucăria celuilalt, să vedem mesele care sunt în grădiniță și sunt comandate, sunt câte 4 copii la aceeași masă, să putem face panourile de plexiglas și pentru ei, să vedem dacă le punem, nu le punem. O să vedem toate măsurile care trebuie luate și am zis să începem eșalonat în 3 săptămâni fiecare partea de grădiniță. Bun, dar începe și școala în același timp. Ideea este următoarea, s-ar putea să fie și cursuri online, nu știu cum o să rezolve copiii, guvernul a promis tablete fiecare. Noi, Primăria Comunei Șoimuș, n-am așteptat după guvern și indiferent cine era la guvernare, noi ne-am organizat din luna iulie, am cumpărat tablete la toți copiii din Comuna Șoimuș. Serios? Da. O să le primească acum când începe școala, o parte au primit și atunci când nu aveau cu ce să facă școala online până la finalizare. Acum am luat pentru toți copiii din comună, toți vor primi tablete în momentul când vor începe școala. Dacă, Doamne ferește, intrăm în altă etapă, cum s-ar zice, că sunt trei scenarii, scenariu roșu, galben și verde. În momentul de față suntem verde. Dacă trebuie să intrăm în hibrid, în scenariu galben, adică jumate la școală, jumate acasă, noi suntem pregătiți, au tablete, poate să facă și jumate-jumate. Dacă nu, dacă, Doamne ferește, intrăm în roșu și trebuie să facem online, au tablete și poate să... Eu sper să nu intrăm în roșu, eu îmi doresc ca școala să o facă în clasă, în bancă, că așa se face școala. Și pe lângă asta îmi doresc tabletele să le folosească pur doar pentru desfășurarea activităților școlare în clasă, nu pentru a face școala online. Dar noi ne-am pregătit și le-am luat tablete la toți copiii din comună. Dacă cumva grădinița o să începem într-o săptămână, două sau trei, cel mai târziu va fi 6 octombrie, cel mai târziu. Dacă cumva se va întâmpla și intrăm în alt scenariu, o să le cumpărăm tablete și pentru grădinari, ca să poată să facă și grădinarii online în caz de, Doamne ferește, intrăm în alt scenariu și trebuie să închidem școala. Sperăm să nu fie cazul, sperăm că școala se va deschide normal. Din păcate, anul ăsta nu vom avea careu, din păcate, anul ăsta părinții nu mai poate să intre în incinta școlii, cum au fost învățați până acum, să duci copilul până în sala de clasă, să vezi dacă e bine, nu e bine, la poarta școlii va trebui să lase, de acolo va fi preluat de un profesor sau un angajat desemnat să facă acest lucru și va fi dus în sala de clasă.
Sunt măsuri care trebuie să le respectăm, trebuie să ne supunem regulilor stabilite de Ministerul Sănătății și Ministerul Învățământului și a Educației și ne-am conformat întru totul pentru începerea anului școlar. Domnul Irimie, da. Mi-ați vorbit de grădiniță, de poduri, de asociații, de tot felul de lucruri de genul acesta. Tot ce ați, pentru că dumneavoastră sunteți și primar în funcție, lumea știe lucrul ăsta, nu-i nevoie să îl titrez, candidat pentru un nou mandat la Șoimuș. Care ar fi principalele proiecte, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, maxim 5 minute, care ar fi principalele proiecte pentru care vi le, pe care vi le propuneți, de fapt, pentru mandatul 2020-2024? Că despre asta este vorba. Adică, cum să vă spun, eu sunt la sentimentul fiecărui candidat care vine și ceva contra candidații mei, în afară de a da în mine altceva, nu știu. Bun. Ok, trei am proiecte mari și late. Ăsta. Trei proiecte mari și late. Pe lângă, să nu zicem mărunțișuri, cele făcute din buget local o să fie. Adică un cămin, un teren de sport la Bejan, care l-am promis și o să înceapă în toamna asta. Proiectul teren de sport de la Bejan sau alte lucrări de podețe, de întreținere, de drumuri, astea sunt lucrări care le face din bugetul local. Dar trei proiecte mari care vreau să le finalizez în 4 ani de zile sunt următoarele. Contractul de drumuri, cel de, v-am spus, de 17 milioane care o să-l semnăm, durează până facem partea de proiectare, până când obținem avizele, durează până când o să începem să asfaltăm. E normal că da, numai eu trebuie să le spun la oameni treaba asta, că probabil să gândesc că dacă săptămâna viitoare semnăm contract de finanțare, săptămâna viitoare și ne apucăm de asfaltat. Nu. Deci după ce semnăm contract de finanțare, este o perioadă de un an de zile, să zic, până când se fac documentele, după care se va face licitație sau dacă nu o să, eu mi-aș dori să fac lucrările tot cu societatea Consiliului Local, pentru că lucrările de canalizare și de apă au mers foarte bine, în ciuda răutăților care le-ați văzut pe Facebook. Eu sunt foarte mulțumit cu merg, pentru că își fac treaba temeinic și lucrează pentru comună și oameni din comună care lucrează pentru comună. În acest program, pe mine mă interesează contractul ăsta de drumuri, pentru că vreau să scap de nebunia cu pietruirea și cu cheltuiala de bani în fiecare an pentru pietruirea drumurilor. Noi în fiecare an cheltuim o sumă destul de considerabilă de ce bani. Ce înseamnă? Undeva la 100.000, 150.000 de euro în fiecare an, care cheltuim pentru pietruire. Cumpărăm piatră și o punem pe drum, după care la prima ploaie o spală, iar o punem, că pe pantă niciodată nu stă piatra, dar omul trebuie să aibă acces. Ei, și vreau să termin cu nebunia asta. N-am avut niciodată 4 milioane de euro să mă duc să asfaltez toată comuna și să fie liniște. Pietruirea o să o continuăm pe drumurile agricole. Drumurile agricole va fi un alt punct al meu, care vreau să le pietruiesc toate drumurile agricole. Ca să nu mai, iasă tractoarele cu mizerie pe drumul asfaltat, o să le pietruim prin dintre pridații să curăță tractorul până iasă pe drumul asfaltat. O să fie niște benzi și către drumurile agricole, unde până iasă în drum să fie curate. Asta e un proiect mare și important pentru mine, asfaltarea tuturor drumurilor din comuna Șoimuș, pentru că terminăm cu apă, canal și gaz, avem utilități în toate satele, nu mai avem decât nevoie de infrastructura rutieră. Contractul de gaz, ce v-am spus, facem asociere și depunem acum în 17, la fel va dura un pic până când o să intre în finanțare. O să începem lucrările de asfaltare de drumuri în satele unde am terminat apă, canal, gaz și unde este existent, și celelalte le vom face ulterior, după ce terminăm, că doar 4 sate sunt fără gaz. Celelalte asfaltări le vom face după ce vom introduce și partea de gaz. Adică să lucrăm cu capul, nu cu fundul, cum s-ar zice. Am văzut foarte multe comune unde asfaltează și următorul proiect este introducerea apei și spar toate drumurile. Cum a fost și la mine, adică ce să vă spun, au fost făcute asfaltări înainte și după care le-am spart și am aruncat niște bani pe geam, care acum trebuie să le reasfaltăm din nou, pentru că el... Nu eu, au fost asfaltate înainte, puteau primate să facă lucrările de infrastructură de apă și canal după să asfalteze, da? S-au făcut invers. În fine, noi le-am spart, acum trebuie să obținem alți bani ca să asfaltăm. Și am obținut. Contractul de gaz, la fel,
Vom introduce rețelele de gaz, avem 570 de locuințe care vor beneficia de gaz. În următoarea perioadă, după ce depunem documentele, o să vină angajații primăriei în cele patru sate și bine să-i anunțăm pe cetățeni să știe. O să vină din partea primăriei că ne trebuie un acord din partea lor că se vor lega la gaz, pentru că este, cu cât sunt mai multe persoane care se leagă la gaz, cu atâta avem punctajul mai bun. Și al treilea este întăbularea gratuită. Care ați început-o? Care am început-o. În 14 va fi prima măsurătoare la Kiscadaga și din 14 vom măsura fiecare sat. Contractul ăsta este până în 8 luni. Deci cele trei programe și să zic și al patrulea, ca să fie și al patrulea să-l prindem, PUG-ul, proiectul urbanistic general, care anul ăsta se va finaliza. Planul urbanistic general, mă scuzați. Am înțeles. Deci, da, din graba de a spune cât mai multe. Da, din graba de a spune cât mai multe. Deci astea patru proiecte vor fi importante pentru noi. Eu zic că sunt importante pentru comunitate, pentru că noi vrem să facem lucruri care să rămână mai departe după noi. Nu doar să venim cu niște idei care n-au o eficiență pe termen lung. Ne interesează lucruri pe termen lung. Și vreau, cu asta vreau să închid, să închei din 2024, că noi avem un proiect și pe partea de 2024 încolo, adică nu ne oprim doar până 2020-2024, în 2024 lucrăm astăzi, se lucrează în Primăria Comunei Șoimuș, pentru atunci să se lucrează la un proiect de înfrumusețare a Comunei Șoimuș. Și într-o altă emisiune după alegeri o să vin să vi-l prezint cum vrem să arate Comuna Șoimuș pe parte de peisagistică și alte lucruri care le vom expune aici. Partea de trotuare, de aranjamente, băncuțe și alte lucruri care vor veni din 2024 după ce avem toată comuna asfaltată și aranjată. Adică proiectele noastre sunt proiecte pe termen lung, nu proiecte pe termen scurt, să facem o parcare la târg la Șoimuș. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și eu. Ce le transmiteți celor din Șoimuș care s-au uitat la noastră până acum? Să aibă încredere în primarul lor, să știe că și cred că am demonstrat că în 8 ani de zile ceea ce am spus am și făcut și să nu uitați că sunt omul în care v-am răspuns oricând la telefon și am încercat să vă rezolv orice fel de problemă, indiferent cât a fost de greu de realizat. Vă mulțumesc frumos și vă aștept în 27 septembrie la vot. Mulțumim și noi pentru prezența în emisiune, vă dorim succes. Mulțumesc. Stimați respectatori, Irimie Mihai Gabriel, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al Comunei Șoimuș, a fost invitat în fotoliul cu ghimbi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!